Salutare, băi fraților, hai să vă arăt cum să resetați inspecția tehnică la ulei. Cu un simplu fir puteți să faceți asta, de la mufa de tester a mașinii. După cum se vede aici, sunt minus 2450 km la oil service. Schimbul de ulei este făcut din vară, dar am uitat să vă dau eu resetare, că nădejdea mecanicilor să n-aveți așteptări de la ei. E vorba de un BMW 46 320D, varianta non-facelift, de 136 HP. Am 45 de lansete. Mă mai duc la pește de plen, dar nu asta e important. Și cam asta e ustensila, e o simplă sârmă, un simplu fir pe care l-am salvat prin cutia mea de scule. După cum se vede la mine, am resetat-o deja, am 15.000 de kilometri, dar normal eu nu fac la 15.000 revizia, o fac cam la 10.000 sau la an, depinde cum fac kilometri, dar în general la an. Deci, puneți contactul pe treapta 2 și vă duceți, puneți firul pe pinul numărul 7 timp de 50 secunde, exact cum voi face eu acum. Aia e toată resetarea. Vă salut și multă baftă!